Cine spune că doar femeile suple pot fi seducătoare, se înșală amarnic. Maramureșencele, care poartă măsura XXL, au fost în centrul atenției aseară în Baia Mare. Acestea au lăsat prejudecățile la o parte și s-au înscris la un concurs de Miss cu greutate. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Concurentele cu vârste între 14 și 62 de ani și-au lăsat complexele acasă și au urcat pe scenă. Am 24 de ani, sunt căsătorită, am o fetiță de un an jumate și m-am înscris pentru a-mi recăpăta încrederea în mine. Am 49 de ani, sunt psiholog, singură la TV, lucrez în cabinetul meu cu doamne și domnișoare care au această problemă, percepția corporală, imaginea de sine, stima de sine. Prima dată, concurentele au defilat îmbrăcate în hainele proprii. Ți-a fost greu să o alegi? Da. Câte probați până ce ai ales una? Foarte multe. Am probat, cred că, peste 20 de roschi. Până ce am găsit una care să fie cât de cât să-mi vină ok, ca să-mi arate mai bine. Nu toate concurentele au ales ținute care să le pună în valoare. Un designer le-a dat câteva sfaturi. Nu trebuie neapărat să schimbi croiul hainelor pe care le porți. Nu te avantajează. Practic, tu trebuie să începi cu primul să vină exact de sub post. Primul să vină mult detalii. În primul rând, criticile oamenilor. Că ești plăcuță, ești așa, nu ești ok, slăbește și ești așa, trebuie să te consider foarte frumoasă, tocmai de-aia am venit la concurs, ca să arăt lumii că chiar dacă sunt mai plinuță, sunt foarte frumoasă. O astfel de acțiune care are ca și scop schimbarea mentalităților și percepțiilor și aducerea unei noi ere, pentru că nu ne mai dorim să se gândească nici comunist, nici mediocru, ci cât mai liber. La final, toate concurentele au fost declarate câștigătoare.